Vreau să vă salut și eu cu mare drag pe toți covăsenii, dar în special pe toți moții mei dragi, pentru că am auzit că aici o să mă întâlnesc cu mulți moți și vreau să-i aud pe cei care sunt moți. Așa, puțină galăgie, am venit cu tot sufletul pentru dumneavoastră, tocmai din țara moților. Și domnul Pașca mi-a spus că aici întâlnesc, iată, și domnul Pașca este un moț de-al meu și să știți că am venit cu tot sufletul pentru dumneavoastră. Să vă aduc câteva melodii frumoase și să vă mai încălzesc sufletele așa puțin în toată viața asta grea pe care o avem și tumultoasă. Facem o doină de la noi, de la moți. Mamă, ce e acolo? Din coteri acolo și-am cuitut.
mă rog. Sus, 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 la munte sus, 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 române sus, acolo și i-am cuidus, la vedera de sus. Sus, 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 la munte sus, 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 române sus, acolo și i-am cuidus, la vedera de sus. Vă mulțumesc frumos! Numai puțin să mă lăsați, pentru că nu vreau să-i țin pe acești oameni degeaba aici. Vreau să mă ajutați la acest refren, pentru că am înțeles că sunt și mulți moți aici. Trebuie neapărat să știți această doină, mai ales refrenul, și toți covăsenii bănuiesc că știți acest cântec. Așa că haideți să vă aud cu toată puterea, să cântăm împreună, să ne petrecem împreună până la urmă, că eu mă chinui și îmi dau sufletul, vreau să vă chinui și dumneavoastră. Sus, 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 la... Dar vreau mai tare, ca nu se aude aici. Acolo și i-am cui dus. Sus, sus, sus. Așa mai cu putere. Mâne sus. La vederea de sus. Vă mulțumesc frumos. N-ați avut așa putere mare, dar vă mulțumesc că ați încercat. Mulțumesc din suflet. Haideți să facem câteva țări frumoase. Mâine Târgul Alba, măi la, 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 nu știu, Doamne, cum să fac, măi la, 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 că mă ne-a dins căcătura, la, 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 vine versat de căcătura, la, 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 păi doar dacă vreau mă lăsa, să mai pierd o zi de acasă. Oh,
așa e la noi în sat. Și vă mulțumim din suflet și pentru faptul că, iată, v-ați adunat într-un număr atât de mare să ne ascultați, aveți răbdare, ne aplaudați, ne susțineți și să știți că asta este mare lucru pentru noi. Înseamnă că nu stăm degeaba pe scenă, înseamnă că aceste cântece vă ajung la suflete și vă mulțumesc din toată inima mea. Melodia cu calul, că așa spune toată lumea. Doamna Mirela, cântați melodia cu calul. Noi iată v-am cântat-o și melodia cu calul. Mulțumim frumos! Să mai cântăm? Mai cântăm un pic, dar nu vreau să vă plictisesc, să știți.
Tot ce avem pe lume sfânt
e neamul, țara și durerea, de moară copila țara mea. Vrăjmașii să ne contropească și din păpăt ne vom spună, cinstind chemarea strașească. Veniți, români, din lumea dragă, cu toți la tine și la tine. Ne cheamă neamul, țara dragă, ne cheamă Domnul Dumnezeu, că tot ce e român în piele, creștini am fost de la început, din dragoste și din de a pleca și nu pot să uit acest lucru, trebuie să mulțumesc niște unor oameni, am și emoții, vedeți, deja nu mai știu nici vorbi ca lumea, unor oameni minunați, datorită cărora eu mă aflu aici. Unul dintre acești oameni se află aici, aici, lângă mine, care a susținut o venire la Mânescu, să vină aici la dumneavoastră, pentru că, să știți, mă aflu pentru prima dată aici. Vă mulțumesc, domnul Pașca, pentru că mi-ați dat ocazia să mă întâlnesc cu acest public minunat de la Cobăsânt. Da, eu vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației și ați adus aici, în Cobăsântul nostru, mirosul cetinii de brad din apusenii noștri, dragi. Îți mulțumim că ai venit. Mulțumesc și domnului primar și tuturor acelora care au contribuit la această frumoasă sărbătoare și vă mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că sunteți oameni de mare omenie și să știți că întotdeauna voi veni cu tot dragul. Iată, tocmai acum vreau să vă chem lângă mine. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult și, într-adevăr, despre Pașca, colaborez cu el și el a indicat ca să veniți dumneavoastră aici și ați făcut ceva extraordinar, am fost în public și cu ocazia asta am vorbit cu doamna Mirela. O să o invităm, dacă sunteți de acord, la colinde de Crăciun în decembrie, da? Haideți, susțineți-mă, Calvin, o să nu mai cheme oamenii ăștia niciodată aici. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul primar, din suflet și hai să mai facem un cântec de încheiere, așa, pentru toți oamenii dragi sufletului meu și vreau să mă ajutați la acest cântec. Este vorba de un cântec chiar așa tare frumos și drag mie. Din țara moților noi am venit și vă rog să mă ajutați, pentru că altfel nu pot să cânt. Din țara moților noi am venit, unde te am purat.
Căci locatorii mele frânte suntem noi și sunt încurajare, sunt sigură, pentru ca eu să mai revin aici la dumneavoastră. Nu vreau să dăm peste cap programul, cu tot dragul v-aș mai cânta, cu tot sufletul meu, pentru că întotdeauna cânt din suflet, să știți, în primul și în primul rând pentru dumneavoastră, pentru că știți să apreciați aceste cântece frumoase și portul nostru românesc. Vă mulțumesc cu sufletul, să rămâneți sănătoși și dacă domnul primar a zis, cu siguranță ne vom reîntâlni. Vă doresc multă sănătate și Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos!
frumos, Mirela Mănescu, te așteptăm cu drag să revii la Comăsânț, pentru că iată, aici avem un public minunat, un public care apreciază folclorul adevărat al neamului nostru românesc.